seara și bine v-am găsit! Astăzi ne aducem aminte de vocea de aur a neamului nostru, pentru că astăzi marele maestru Nicolae Sulac ar fi împlinit 85 de ani. Întregitul artist a rămas o legendă vie a folclorului românesc, iar doinele sale sunt moștenirea cea mai de preț pe care ne-a lăsat-o. Să ne-l amintim! Nicolae Sulac s-a născut la 9 septembrie 1936 în satul Sadâc, raionul Cantemir. Și tu voci parcă îți dau pofă, așa e viața omului. Și-a început activitatea artistică în cadrul capelei corale Doina, iar mai târziu devine solist în orchestrele de muzică populară Mugurel, Fluieraș și Lăutarii. Mă prefac în pui de cucu, dorurile, în pădure să mă duc, mă. Marele rapsod a interpretat piese exclusiv în limba română, ridicând publicul în picioare de fiecare dată. Când cântă Nicolae Sulac, noi regenerăm cu toții, spunea regretatul scriitor Emil Loteanu. Dorului i-am prins, a spune, măi, dorule, măi. Pe lângă talentul inegalabil de interpret, Nicolae Sulac a fost și un povestitor cu mult har, umor fin și profund filosofic, iar istorioarele și bancurile sale circulă și azi în popor. În plus, artistul și-a încercat maestria și în proză, scriind cartea de novele Vorba lungă, Bogăția omului. Pe noi, dacă ne arată la Moldova pe televiziune, ne vede numai la Trușeni în caz că arde lumina. Dar lumina la noi tare rar arde. Că noi nu știu de ce numai la Ștefan cel Mare, pe timpul pomenim că el a făcut și mai făne, Doamne, scoală după 500 de ani și mai făne ceva. Dar când o să facem și noi ceva, să ne punem pe gânduri? În afară de banchete și de țucuituri și de întâlniri și de șerșeapuri. Pe urmele celebrului său tată a călcat și Doina Sulac, o interpretă la fel de talentată. De-a lungul timpului, marelui interpret i-au fost conferite titlurile de artist emerit, artist al poporului, a fost distins cu premiul de stat, dar și cu Ordinul Republicii. Spune lumea că nu cânt, alții spun că nu mai sunt, mă. Marele Sulac a cântat și a insuflat dragostea față de patrie și neam, scriind astfel o pagină de aur în folclorul românesc. Melodiile sale sunt nemuritoare și reprezintă o adevărată comoară a patrimoniului național. Asta o fac tot deșmanii, dorule. Nicolae Sulac s-a stins din viață pe 8 aprilie 2003, la vârsta de 67 de ani, în urma unui atac cerebral. În prezent, numele său îl poartă o stradă, un festival național de muzică populară, o școală de muzică, un liceu și Palatul Național din Chișinău. Bă, Doamne, din Moldovie, măcar 100 de ceceni pe pământul nostru drag. Dacă se ambiționează, ai noștri reușesc și departe de casă. Putem spune asta despre Doinela Cecan, hairstylistul care de curând a deschis un salon de frumusețe tocmai la Dubai. Voi fi cea mai cool șefă, ne-a spus Doinela, care a visat mult să aibă propria afacere și a avut grijă ca totul să fie impecabil. Cum arată salonul, vedem chiar acum. Așa arată Frankfurt Love, salonul de frumusețe deschis de Doinela Cecan în Dubai, orașul în care luxul e la el acasă. Salonul de frumusețe în Dubai a fost un vis de-al meu și aflându-mă în acest domeniu de deja de 14 ani, nu mă văd în alt domeniu activând cumva. Doinela mărturisește că a deschide o afacere în Dubai nu e deloc ușor, mai ales că a preferat să se descurce singură. A fost greu, un drum a fost lung, pentru că au și ei legi care uneori se bat cap la cap, aș spune așa. A fost un drum nu ușor, dar s-a meritat.
Aproape tot am făcut singură, doar am avut nevoie de ajutorul unui localnic care să perfecteze actele împreună cu mine. Tânăra spune că ușile salonului său sunt deschise pentru toată lumea, totuși cele mai așteptate sunt... Femeile noastre. Cu siguranță femeile noastre, pentru că noi avem nevoie de o îngrijire mai specială a părului, care în rare ori poți să spui că un arab o face. O poate face calitativ, încât să rămână o podoabă capilară sănătoasă în urma frumuseții efectuate. Și desigur cu femeile noastre cu păr subțire, pentru care am lucrat atât de mult timp ca să le descoper care e secretul pentru a ține un păr sănătos. Și pentru că își dorește să facă femeile să strălucească, Doinela promite o gamă de servicii dintre cele mai variate. Tratamente, frizuri, vopsire, extensii, sprâncene o să am. Și pe viitor plănuiesc să pun și unghii, dacă găsesc o moldoveancă exquisită, întreabă ei. Chiar și angajații vor fi atent instructați tot de Doinela. Așa cum eu am activat în calitate de trainer mai mulți ani la rând, sunt capabil să învăț și o altă naționalitate. Toate persoanele care vor lucra la mine în salon vor avea instructaj și training de la mine, așa că nu e o problemă, poate să fie și arăboaică, nu e o problemă. Pentru a atrage cât mai mulți clienți, tânăra mizează pe calitate. Niciodată nu am avut teama asta de concurență, pentru că fiecare client care vine în salon trebuie să aibă o legătură cumva și să plătească cu meșterul, pentru că calitatea pe care o ofer eu e la un nivel înalt, așa cum au dovedit și concursurile la care eu am participat, fiind deja de 4 ori campioană. Cred că ofer un nivel destul de înalt și prin asta se va deosebi, printr-un decor mai special, printr-o atitudine mai prietenoasă, prin multe. Faptul că e o profesionistă desăvârșită e confirmat și de diplomele din salon. Diplomele mele au ștampilă umedă, majoritatea din ele, deci asta confirmă că este adevărată. Uneori ștampila umedă se pune pe spate, dacă mă întreabă o clientă cum eu o scot, și iar diplomele le obții doar când faci training-uri profesionale și cred că cu cât mai multe ai, cu atât mai bravo ești. Iar dacă vă întrebați cine s-a ocupat de designul de interior al salonului, și de această dată e tot... Eu. Absolut, decorul și designul e făcut de mine în totalitate. Mobila am comandat-o din Italia, la comandă efectuată de un designer, eventual nu sunt eu. Restul, tot ce am făcut aici, e pur gustul meu. Deși e patroana salonului, Doinela nu are deloc aere de șefă. Eu nu sunt în categoria oamenilor care eu sunt șefa, eu vreau să pun anumite reguli. Nu, la mine în salon nu o să fie clientul ca acasă. Pentru că eu am fost în calitate de stilist și pentru că eu am trecut prin greutățile când ai un șef sever. Și din greșelile cuiva m-am învățat eu și cu siguranță o să fiu cea mai cool. Și pentru că oameni buni sunt peste tot, alături de Doinela sunt prietenii ei de nădejde. Am avut o colaborare câțiva ani în urmă și a fost o colaborare cu succes. Datorită ei ne-am împrietenit, ba chiar și mai mult, ne-am încumătrit. Da, e pretențioasă, da, are cerințele ei, dar până la urmă sunt argumentate și asta e important, adică știi ce vrea, e zâmbitoare, e veselă și energie pozitivă se transmite și asta e foarte important. Unii dintre aceștia sunt și ei stabiliți în Dubai. Totul a început cu o vacanță, iar peste ani a bătut la ușa mea o oportunitate și fiind foarte deschisă, am spus da, neștiind ce mă așteaptă, un mic contract de 8 luni care mai apoi mi-a dat de înțeles că Dubaiul este pentru mine și îmi doresc să trăiesc mulți ani aici. Cu toate că viața în Dubai e destul de costisitoare, viața aici e frumoasă, e scumpă, dar se merită. Apartamentele sunt destul de scumpe, evident, dar muncim și lucrăm la visele noastre. Cu toții spun că merită. Marea, accesul la mare tot anul, mereu este vară. Siguranța care e aici, 24 de ore e siguranță la orice oră. Și bineînțeles ospitalitatea, serviciile, felul cum au ei grijă de noi, politețea și bunele maniere. Un oraș destul de frumos, care este construit din nimic. Ceva mare. Așadar, pentru Doinela, dar și pentru amicii săi, Dubai este orașul viselor împlinite. Da, este. Cu siguranță este. Pentru că aici posibilitățile sunt mari, aici dacă muncești, obții, și aici dacă visezi, realizezi.
strălucit pe covorul roșu de la cele mai celebre festivaluri, cel de la Veneția și cel de la Cannes. Despre această experiență discutăm în continuare cu modelul moldovean stabilit în Dubai, Elvira Jane. Elvira, bună seara! Mă bucur să te revăd, sper că te și auzim. Hai să vedem. Nu te auzim foarte bine. Hai să vedem dacă... Eu vă aud foarte bine. Acum te auzim și noi foarte bine și mă bucur să te revăd. Acum ești acasă în Dubai, da? Da, acum sunt acasă, da. M-am întors acum recent de la festivalul de la Veneția. Mm-hmm. Festivalul de la Veneția, un eveniment despre care se știe, dar și nu se știe foarte multe. Tu de cine ai fost invitată acolo și ce ai făcut mai exact? Am fost invitată de designerul francez Christophe Guillarme și m-a invitat să-i prezint rochia lui alături de el pe coborul roșu și am participat la două premiere de film. Așa, o rochie spectaculoasă, sper că avem și poze în curând să o și arătăm. O rochie care a atras atenția și nu știu, din ce am văzut eu de prin postări, te-ai ales și cu o mențiune acolo, Best Beauty Look, dacă nu greșesc, nu? Da, a fost, da, de Elle Italia, a fost menționată ca Best Beauty Look, dar au fost foarte multe articole, a fost și pe Vogue Scandinavia, Italia, Grația Italia, Grația Middle East, au fost foarte multe publicații. Da, uite că vedem acum în imagini și această rochie spectaculoasă. Cum te-ai simțit tu în ea și cum se simt privirile atunci când vin toate spre tine? Se simte foarte bine când ești în centrul atenției, toți sunt ochii pe tine și e un sentiment foarte frumos. Să fii acolo, să fii invitată, să fii pe același covor cu modele super celebre, cum ar fi Adriana Lima, sau din modele și actori foarte mari, că au fost și prezenți actori destul de mari de la Hollywood. Da, asta pentru și voiam să te și întreb, pe cine ai văzut din celebrități din astea internaționale? Că acolo se adună toată spuma societății. Da, a fost tot în aceeași zi cu mine, a fost Adriana Lima, a fost din Hollywood, a fost Zendaya, care e foarte faimoasă acum la moment. Au fost foarte multe modele au fost și actori. Cum se simte atmosfera și ce faci tu mai exact, în afară de partea asta de covor roșu pe care o vedem noi la televizor, pe rețele și așa mai departe? Trebuie să te pregătești. În ce constă misiunea ta acolo? Pentru că aparent este un moment extrem de simplu. Ai coborât, ai făcut câțiva pași într-o rochie frumoasă, având o apariție frumoasă. Cum se vede din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere este ceva simplu, dar foarte frumos și grațios, din moment ce trebuie să te prezinți așa și treci pe covorul roșu, după care intri înăuntru și privești premiera filmului, unde sunt invitați toți regizorii, toți actorii care participă la filmul care s-a făcut premiera în ziua anumită. Moment foarte frumos. Cum te-ai simțit în acea rochie? A fost comodă? Cât de frumoasă a fost? Și ce se întâmplă ulterior cu aceste ținute prezentate pe covorul roșu? Bine, de fapt e un fel de publicitate care designerul își face și designerul ăsta, Christophe, el de fapt a îmbrăcat foarte multe vedete de la Hollywood, a îmbrăcat-o și pe Paris Hilton, mai multe nume mari. Și bine, el și promovează rochile și el m-a văzut la festivalul de la Cannes, pentru că la festivalul de la Cannes am fost cu Chopard, am fost invitată de Chopard, brandul mare de bijuterii, și el m-a văzut la festival și mi-a propus, m-a invitat să merg cu el, alături de el, la premiera filmurilor la festivalul de Veneția. Da, Veneția este și o locație tare deosebită pe care ai avut ceva timp să o descoperi. Ce ți-a plăcut acolo cel mai mult? Este un oraș foarte frumos, dar nu prea am avut foarte mult timp să descoper, pentru că au fost fittingurile cu rochia, părul, machiajul,
Deci nu a fost, ca să te, în Veneția, peste tot trebuie să mergi cu barca, evident, și ca să te miști de la un hotel la altul unde este evenimentul, în zilele festivalului este destul de complicat și trebuie să aștepți barca, barca nu, adică sunt foarte multe challenge, încercări, foarte multe încercări. Provocări, da. Bănuiesc că e foarte multă lume în perioada festivalului acum. Nu știu, probabil că au fost ceva schimbări față de perioada de dinaintea pandemiei, dar oricum, a fost agitație, aglomerații, atmosfera? Da, oricum a fost lume. Bine, comparativ cum înainte, poate un pic mai puțin, dar oricum a fost foarte multă lume. De fapt, anul ăsta a fost un pic mai exclusiv, nu au fost atât de mulți invitați, dar oricum au fost, cum am zis, adică foarte mulți actori de la Hollywood care au venit pentru că a fost premiera filmului Dunes, care este un film din Hollywood. Și respectiv au fost invitați foarte mulți actori. În același timp, cu două zile înainte de festival, a fost Dolce & Gabbana Alta Moda, care a venit și Jennifer Lopez, foarte multe vedete din Hollywood, a fost și din Rusia, Filip Kirkorov, adică chiar în septembrie... Da, am și văzut poze pe internet cu Filip Kirkorov și J.Lo, le-a văzut toată lumea, da. Un eveniment foarte interesant. Mă gândeam, foarte mulți au rămas după evenimentul ăsta, foarte mulți au rămas pentru primele zile a festivalului. Și, adică, oamenii au putut să vadă foarte multe celebrități din America. Ce oportunități îți oferă ție astfel de prezențe? Uite, festivalul de la Cannes, festivalul de la Veneția. Ce înseamnă asta pentru tine și cariera ta? Are o anumită greutate. Bine, eu la Cannes, cum am zis, am fost cu Chopard și Chopard este un brand cu care eu am lucrat de foarte mult timp și cunosc personal proprietara, care este o femeie incredibilă, îi cunosc personal și am și o relație deja de prietenie după atâta timp cu ei. Și, de exemplu, festivalul de la Cannes mi-a adus respectiv festivalul de la Veneția, care designerul mi-a scris de mai multe ori, că inițial nu plănuiam să merg la festivalul de la Veneția, dar designerul tot mi-a scris hai și până la urmă m-a convins. Deci îți asigură și... practic și mai multe prezențe, o continuitate, festival după festival, apariție după apariție. Da, și respectiv când ești acolo, ai ocazia să mergi la mai multe evenimente. De exemplu, am fost la evenimentul Vanity Fair, în care au fost iarăși foarte multe modele internaționale, foarte reviste, oameni importanți din industria modei, din industria filmului. Adică este foarte interesant și cred că este o ocazie care... poate nu toți o au chiar în fiecare zi, așa să zicem. Asta este în mod cert. Dar sunt curioasă să știu unde ți-a plăcut mai mult, la Cannes sau la Veneția? Cred că Cannes este mai grandios și, așa să zicem, glamour este mult mai... Și coborul roșu este de vreo 5-7 ori mai lung decât coborul de la Veneția. Adică, evident, Cannes este Cannes. Totuși, consider că este pe primul loc. Festivalul de la Veneția este un pic mai restrâns, mai exclusiv, probabil este mai mult pentru actori, aș spune, și oamenii din industria filmului, în care poți să-ți faci un networking foarte bun, iarăși, cu oamenii din industrie. Festivalul de la Cannes vin foarte, foarte multe modele, vin, adică este un pic mai divers, așa să zicem. Bun, știu că nu vă place să vorbiți mult despre bani, dar sunt curioasă să știu dacă sunt bine plătite aceste apariții. Da, sunt plătite. Sunt plătite, da, un răspuns scurt. Din ce am văzut pe internet, am văzut că ai fost și pe acasă în această vară. Cât de des reușești să revii? Cred că vara asta am fost pentru prima dată în ultimii 3 ani acasă și... Pot să zic că a fost foarte bine, a fost foarte, foarte frumos să revăd mulți din prietenii mei care nu i-am văzut de 3 ani, pentru că, bine, eu eram aici, nu aveam timp și a fost foarte frumos. Verdele, pădurile care, bine, în Dubai nouă ne lipsesc, mai ales după perioada de COVID în care am și stat
tot timpul aproape în Dubai. Și vara asta chiar a fost așa ca un boom, am fost cam peste tot, Cannes, Veneția, Moldova, Londra, peste Ți-ai luat revanșa. Elvira, eu mi-aduc aminte prima dată când am vorbit noi la emisiune, mi-ai spus că tu ai un scop și acela este de a crea o aplicație care să te ducă în topul Forbes. La ce etapă ești? Sunt la aproximativ la etapa de finalizare și am un pic și am schimbat, pentru că pe lângă aplicație mai fac și clinică. O să deschid și o clinică aici. Pentru față, corp și niște terapii așa mai noi cu oxigen, care sunt pentru anti-aging, dar ca așa un fel de centru medical, aș zice. Așa, deci și este cam etapa de final, adică în câteva luni o să fie lansarea. Lucrăm la proiect. Înseamnă că în câteva luni neapărat ne auzim din nou să ne povestești cum îți merge. Îți mulțumesc tare mult pentru discuție și multă baftă îți doresc în continuare. Mersi. Jurnalista sa preferată este Lorena Bogza, iar programul pe care îl urmărește și îl așteaptă cu nerăbdare seară de seară sunt știrile Pro TV Chișinău. Asta pentru că Petru Hadârcă pune în capul mesei profesionalismul, corectitudine și dorința noastră de a fi mereu cei mai buni. Ce înseamnă Pro TV pentru actor? Aflăm din reportaj. Atunci când spune Pro TV, îndrăgitul actor Petru Hadârcă se gândește mai întâi de toate la profesionalism. Primul lucru care îmi vine în minte și chiar încerc să urmăresc zi de zi la orele 8 știrile. Actorul spune că a înțeles chiar de la bun început că Pro TV e altceva. Am văzut un alt fel de televiziune decât cea de stat. Parcă răsărise un fir de speranță. Uneori însă, directorul teatrului Mihai Eminescu mai are și mici obiecții. Văzusem un reportaj despre Voronin și zic, măi, zic, de la Pro TV nu m-am așteptat așa ceva. Dar și sugestii. Aș fi vrut mult mai multe știri despre teatru. Regret că nu aveți multe emisiuni de cultură. Ca orice telespectator fidel, Petru Hadârcă are și el emisiunile sale preferate, dar și prezentator pe care de-a lungul timpului i-a îndrăgit în mod special. Lorena Bogza, urmă Sorina Obreja. Totuși, ceea ce contează cu adevărat sunt valorile noastre comune. Mă bucură faptul că Pro TV n-a fost indiferentă la situația atât politică, culturală din țară. Și a fost mereu pe prim plan, a fost mereu implicată să fiți echidistanți și să aduceți informațiile la zi, la oră, la minut, așa cum ați făcut-o și cum o faceți și în continuare. Și la mulți ani!
Dame la noche, deja compartirla juntos. Cuando me tocas con tu boca se enciende el asunto. My girl, body to body, nuestro cuerpo se unirán, baby. Yo soy metal bien duro y tú eres mi imán, baby. No te preocupes lo que digan los demás, deja que el fuego se prenda nomás, porque hay algo especial entre tú y yo. Dale kiss on baguette. Acum la o seară perfectă. Hey! Hey, bună seara, bună seara. Așa se face, da? Așa salut, tu salut, eu salut. În seara asta, draga mea. Eu am obosit uitându-mă la tine. Gata, e ho, cred că am obosit toți. Vă rog să închideți televizorul, rămânem numai noi două în intimitate. Cei de acasă n-au obosit, ei abia așteaptă să te savureze din plin. Uite că a venit și bucățica noastră de cărbune, tăciune, wow. Cum să-ți spun. Ce tăciune, bestia! Bestia, a venit bestia aici peste bestia, de la, de... bestia de la best? The best, da, sigur. Bine, te lăsăm să crezi așa. Să fie așa cum zici tu. Tu știi că blondele sunt foarte sincere una cu cealaltă. Așa este. Mai ales când de față sunt și alții. Și așa e alții mulțișori, așa. Da, cam mulți bărbați. Ești înconjurat, ești fericit. Adică întotdeauna ești răsfățat. Chiar dacă evident. Mai ai pe cineva acasă, la serviciu ești super evident. Răsfățată. Dar eu tot timpul și acasă am. Că mi l-am făcut eu, să-l am tot timpul, știi? Draga mea, felicitările mele, asta vreau să-ți spun. Și la cei 22 de ani Pro TV, felicitări pentru noi toți, pentru cea mai frumoasă echipă, înfloritoare echipă, dragii mei, vă salut pe toți. Mi-a fost foarte dor, sincer, să spun aceste cuvinte din sufletul meu, pentru că am scris și o postare pe Facebook, da, Instagram, da, felicitări, story, să știe toată lumea că iubesc ce fac la Pro TV, iubesc să vin la tine la o seară perfectă și iubesc să văd colegi Gmail, la gusturile se discută. Și intră atâta iubire să ne spună Diana cum a uitat să intre cu noi în direct pe 3 septembrie când era ziua ProTV-ului. Doamne! Și a dormit fata, înțelegi? Înțelegi, da, deci soarele m-a lovit peste cap și a zis Diana, hai dormi, lasă ProTV, o să mai aștepte. Da, Fusul orar e diferit. Vezi că sunt atât de neagră, o să crezi că m-am vopsit, dar de fapt sunt bronzată. Da, eram sigură că te-ai vopsit. Sunt prea neagră, cred, dar lasă că trece. Două, trei dușulețe și da, și trece. M-au sunat fetele și zice, Diana, astăzi intrăm în direct, feliciți toată lumea, vorbim despre ediția specială pe care am avut-o la emisiunea, gusturile se discută cu toți invitații noștri, artiști binecunoscuți în toată țara, îndrăgiți de toată lumea. Și zic, sigur că da, la ce oră? Zice, la 6. Zic, ok, îmi pun alarma la ora 6, să sune acolo telefonul și să zic, să-mi aduc aminte, cu uite am interviul. Îmi scriu fetele pe Viber, dar asta am văzut deja după ora 6. Eu, fetiță care știe, că are o înțelegere făcută cu Pro TV, la ora 6 mi-a sunat telefonul, sun la fete, zic, fetelor, eu sunt gata. Și Victoria zice, Diana, la noi e ora 7. Emisiunea s-a încheiat. Zice, la noi e ora 7, emisiunea s-a... Cum e ora 7? Deci atât de mult mi-a scăpat fusul ăsta orar, pentru că eu m-am prins la ideea că de fapt am început să trăiesc în stilul asta spaniolilor. Prea mult timp ai stat, da, acolo. Da, am stat prea mult timp, am început să trăiesc în stilul lor. Uite, deja seara nu mai făceam baie în cadă, făceam baie în mare și da. Ne-am luat și acolo un apartament, am stat la apartament cu frigider, cu masă, găteam, deci practic ne-am mutat pentru două săptămâni în Spania. Și când a venit momentul ăsta să realizez că de fapt aici e altă viață și altă algoritm de timp, am zis că Doamne, să mă iertați, îmi pare foarte rău că nu v-am transmis imagini de acolo, dar uite că se vede bine și aici, că nu ne-am plictisit, am fost o gașcă foarte mare de 13 persoane. Da, hai să zicem tuturor, tu vii din Palma de Mallorca. Da, așa este. Într-o acolo. Vacanță prelungită, mult prelungită, nu? Păi ne-am propus inițial să mergem pentru câteva zile și ne-a plăcut atât de mult, nu puteam să mă despart de
viul de acolo, de mare, de soare. Ia uite, sunt înconjurată de tot felul, de animatori, de cai, de... Aproape că te apucă o nostalgie, așa că nu mai ești acolo. Nu, am stat atât de mult ca să nu plâng când vin acasă. Și n-ai deci plâns. Am zis că stăm până mă satur. Te-ai săturat. M-am săturat, da. Mi-am luat tot ce mi-am dorit. Uite, am fost și la Catedrala Sfânta Maria. Păi dacă soarele Maria, pe tine, fost... dacă a fost noros la Chișinău, e pentru că soarele era pe tine. Păi e, plângea Moldova după mine, înțelegi? Și a venit soarele. Plângea Pro TV după Diana Rotaru, plângea Anatolie Melnic după mine, înțelegi? Aoleu! Știi ce mă gândeam eu când, în timp ce tu cântai? Mă gândeam ce ar fi zis Anatolie Melnic să fi fost aici cu mine. Slavă Domnului că ați chemat-o la o seară perfectă, că măcar aici poate cânta. Serios? Ah, da, el tot timpul are chestii din astea. El tot timpul. De nota 2, niște glume de nota 2, ce să zic. Da. Dar îmi e coleg și sunt drăguță. Dar ți-e dor de el? Da, sigur, îți dai seama, ca și lui de mine. Tu știi că noi ne iubim. Ca și lui de tine? Platonic. Nu, hai să o luăm pe rând. Lasă-o asta cu platonic acum. Păi eu știu că e platonic la toți. Deci, ți-a fost dor de Anatol, dar oprește-te aici fără reciprocitatea ca și lui de... Ți-a fost dor? Să-mi imaginez că nu ne aude. Exact, hai să... E o discuție între noi două și atât. Da, ok, nu ne vede, nu ne aude. Nu ne vede nimeni, perfect. Da. Mi-a fost. Ți-a fost dor de Anatol. Mm-hmm. Da, mi-a dor de bărbița lui. Da. Gâdilă. Invitații de la Gusturile se discută. Păcat că nu mă gâdilă pe mine. Pe mine nu mai mă înțeapă. Te înțeapă, dar ți-e dor și de înțepături. Ei, cea mai frumoasă relație este cea între șoarece și pisică. Uh-huh. Tu știi asta. Nu degeaba ne-am îndrăgostit cu toții de lupul și iepurașul din Nupagadi. Victima de Tom și agresorul, și... da? Victima și agresorul. Întotdeauna astea au fost trendy. Asta se numește sindromul Stockholm. Sindromul Stockholm? Exact. Eu cred că sindromul Chișinăului. Atunci că... când victima se îndrăgostește de agresor. Stai un pic, dar cine e victima și cine e agresorul? Păi stai să mă gândesc și eu că uneori sunt victima și uneori sunt agresorul. Adică eu mă regăsesc în două poziții. Bine, tu le găsești practic în ambele? Da, pot fi și rea, pot fi și bună, pot fi și dulce, bun. Pot fi și sărată, și usturătoare, și palpitantă. Pot fi în toate modurile. Ți-a fost dor de Anatol? Acum să vedem ce zice Anatolie Melnic. Ia să vedem. Fie oare dor de Diana Rotaru? După o lună de vacanță, Anatolie Melnic revine la muncă, odihnit și într-o formă fizică de invidiat. Salutare, Anatol! Nu pot să nu te complimentez, arăți foarte bine. Mai mergi la sală? Merg la sală, salut. Am avut o vacanță de o lună de zile, dar m-am ținut pe regim alimentar, în rest mă reapuc. Mersi, eu încă lupt, încă nu arăt așa cum vreau. Chefirul mai face parte din rutina ta zilnică? Nu, am trecut la proteine. Apropo, dacă înainte toți cei din diaspora mă întrebau când vineau, Anatol, ce vin să-ți aduc, ce sticlă de vin să-ți aduc? Acum eu le spun, nu mi-aduc vin, adun proteine. Și acum toți din diaspora mi-aduc proteine. Pe lângă muncă, Anatolie reușește să fie și un tătic responsabil, fiind mândru de fiica sa, Camelia. A început școala? Ce faci, Camelia? Cine o duce? Cine o ia de la școală? Cum le reușiți? Maică să o duce, eu o iau. Camelia, peste câteva zile, e ziua de naștere. Așa. Ne pregătim. Nu atât de mult, dar mă rog, ca o atenție pentru copil. Suntem mândri, o iubim și încercăm să îi dăm educație bună. În ce clasă este deja? A treia. Așa. E foarte mare. E a treia. Nu de mult la paparații, misiunea aia de când era, aveam primele filmări când și acum, na, o duc deja de mână. E mândrie de tată. Dacă despre fetița lui vorbește cu mândrie și entuziasm, când este întrebat despre îndrăgita lui colegă Diana Rotaru, bucuria de pe chipul lui dispare. Nu mi-a fost dor de această emisiune, sincer să-ți spun. Au fost două luni fără cineva și a fost atât de bine. Așa, fără cineva. Diana, salut! N-am zis numele, dar cred că să-și dea seama. Da, da, sper să n-o văd. Dar în perioada asta în care ați avut și voi vacanță, ați comunicat, ați vă sunat zilnic, cum e la voi? Nici nu i-am scris, nici nu i-am telefonat, chiar dacă i-am scris mesaj, îl citeam și puneam marcă, s-a înrit înapoi.
și asta e. Nu mi-a fost dor de nimeni. De nimeni. Vacanța a fost înseamnă că prea bună pentru mine, am meritat-o. Iar dacă vă întrebați ce se întâmplă cu mâncarea gătită de invitații emisiunii Gusturile se discută, Anatolie ne spune adevărul. Avem emisiune, avem mâncare. Eu când mă filmez la această emisiune, mă întreabă multă lume dacă eu într-adevăr servesc acolo alcool. Nu prea, nici nu prea mănânc. Eu sunt omul figurației acolo. Da, adică de mâncat mănânc și porția mea de ana, ca să știți. Eu tac. Poftim. Vai de mine, aștept să arunc cu pietre în el, da? Da. Tu știi că el este mai modest de felul lui, nu prea face declarații, nu prea spune în glas și tare. Ai văzut că nici măcar nu prea zâmbește, adică e atât de serios, nu te recunosc, Anatole, atât de bine ți-a fost în vacanță că nici vă măcar nu zâmbești. Vă place să comunicați prin ecran. Păi noi mereu așa comunicăm, n-ai văzut la ultima farsă cât de bine ne împăcăm? Deci, nu i-a fost dor de tine? Nu, nu i-a fost dor pentru că, înțelegi, între noi doi eu arăt mai bine. De-aia, se simte aiurea. Uh-huh. Adică eu și el, deci nu se compară. Și mai ales că nu recunoaște nici până în ziua de astăzi că eu sunt modelul lui. Adică el se inspiră de la mine că mănâncă foarte puțin și nu bea. Eu sunt experiența inedită din viața lui. El zice că tu mănânci toată mâncarea de la emisiune. Păi, dar ce o să zică? Nu o să recunoască ca și orice bărbat. Adică nu mai zic chiar totul. Tu știi? Uh-huh. Și asta cu mesajele? Că îi dai mesaje și el... Eu i-am dat lui mesaje, hai să fim serioși. Ce fel de mesaje? Nu, mai des am vorbit cu producătoarea, cu Rodica. Hai, lasă pe Rodica, spune-mi de Anatolie. Dar zic, vrei să-ți arăt mesageria, că nu i-am trimis niciun mesaj, minte. N-ați vorbit vara asta. N-am vorbit în vara asta și n-am vorbit pentru că n-am vorbit. Și eu am fost ocupată. Cum pornești așa într-o dragoste neîmpărtășită? Ție-ți e dor de el, lui, da, de tine? Da, mie mi-e dor de colegul meu de scenă, nu de Anatolie Melnic. A, întâmplător adică de, sau nu, el e și da, colegul. De colegul meu de platou. De Petru. Cum e și el acolo, nu? Nu, scumpa mea, am spus mai devreme că mi-e dor de Anatolie. Dar... Of, cine să vă înțeleagă pe voi, femeile astea? Da, mi-e dor de el, dar mai puțin decât lui de mine. Am procesat. Ai înțeles, da? Da, deci... Cred că am înțeles și cei de acasă. În cazul vostru, practic, Anatolie ca femeie. Știi că femeia când zice nu, înseamnă da. Bravo, draga mea, te-ai prins. Deci el nu recunoaște că de fapt e dor de mine, ai înțeles, da? Că nu vorbește mult. E un bărbat mai sobru, mai rezervat. Îți place cum arată? Eu sunt mai explozivă, se vede și în emisiune. No, nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Tu ești cea cu minte. Tu n-ai văzut... Tu n-ai văzut emisiunea de săptămâna trecută? Eu eram la mare și vizionam emisiunea live. Am fost pe Facebook, am scris că eu sunt și eu aici cu voi. N-ai văzut, nu? Cât de bine a fost emisiunea fără el ba în platou. Da, eu am văzut bucăți cel puțin, pe unde am putut să mă uit. Îți place cum arată? Echipeș acum, slăbită? Da. Îl iei cu tine? Da, mă plictisesc de el, dar îmi place. Dar ce să faci, asta e. Așa e când un bărbat nu te provoacă, nu? Da, parcă ar trebui să mă provoace mai mult, de parcă nu e destul, știi? Dar eu cred că voi în continuare o să aveți suficient timp să vă războiți în studioul Gusturile să discute. E important să nu ne batem odată în direct, știi? Asta vrea toată lumea. Dar important e să vă bateți dacă aveți chef. Măi, eu sunt femeia care nu stă să care fie... Care nu ridici mâna la bărbat. Nu, care nu stă să fie înjosită sau să fie oarecum public. Păi da, așa, ca între colegi, nu neapărat bărbat, femeie. Nu, ca între colegi, da, există o doză de respect, dar atunci când această doză deja este luată la galop, da, atunci scoatem unghiuțele. Astăzi, apropo, le-am scurtat. Uite ce culoare mea. Sunt foarte place. Frumoase, da. Sunt foarte frumoase. Am avut unghiuțe mult mai mari. Și acum l-ai scurtat. Înseamnă că ești o pisică blândă. Sunt o pisică blândă, bine. Da. Acum, dacă e să-l lăsăm pe Anatolie la o parte și să... Gusturile se discută. Da. A fost o ediție specială de ziua ProTV, sâmbăta trecută. Deci te-ai uitat totuși. Și acum... Păi, n-am de unde să nu știu. Aha. Și acum reluați edițiile de fiecare săptămână, care, atenție, Diana nu știe când au loc. Nu știu, dar am aflat astăzi.
De la mine. Am aflat astăzi de la Nișoara. O colegă. Zice, Diana, vorbim și de emisiunea ta, da. Zice, care va avea loc duminică. Zic, nu, Anișoara o să aibă loc sâmbătă, așa cum ne-am obișnuit, în fiecare sâmbătă la ora 9. Zice, păi tu nu știi că de fapt o să fie duminică la 8:30 seara. Da. Pentru mine a fost o surpriză. Și draga noastră, Diana, deja, pentru că noi tot mai facem farse unora, da? A crezut că e o farsă și nu știa dacă să mă ia în serios sau nu. Măi, dar voi la ultima farsă care mi-ați făcut-o cu gândaci pe aici, cu tot felul de prostii, deci tu crezi că eu mai am încredere? Dar eu nu eram, în mine poți să ai încredere. Tu nu erai, dar te uitai de acasă, puteai să mă suni și să-mi zici, Diana, ai grijă că acolo echipa este pusă pe glume. Vai de mine. Puteai ca o colegă și o prietenă adevărată. Lucruri. Deci, ca telespectatorii să știe, vă zic eu. Vă uitați la Gusturile se discută în fiecare duminică la ora 8:30. Da, 8:30. Acolo va fi Diana, va fi și Anatol și Petru. Bun, începe un nou sezon, dincolo de glume și așa. Da, dincolo de glume mai glumim, într-adevăr, suntem o echipă care face lucruri frumoase, cel puțin eu cred în asta și asta văd. Mă uit de fiecare dată la emisiune, la unele momente pe care le facem, mă amuz și eu pe seama noastră, pentru că îmi dau seama cât de bine se simte telespectatorul când facem noi glumițele astea unii cu ceilalți. Și astea sunt tare frumoase, tare, tare drăgălașe, da? Deseori m-am întâlnit cu multe femei, ca să fac un apropo la tema asta cu glumele, și zice... Dar de ce Anatol așa vorbește cu tine? Dar eu zic, cum? Păi nu știu, cam urât, cam agresiv, cam nu știu. Zic, Doamne, ăsta e stilul lui. Iubiți-l așa cum este. Eu cum îl iubesc? Acceptați-l. Acceptați-l așa cum este. Nevastă sa se chinuie cu el de ani de zile, dar îl iubește, vezi? Și nu o să-l iubim noi că suntem colegi. Dar pe lângă toate astea vom avea... emisiuni deosebite, avem deja lista invitaților. Cei care vor să vină la noi în emisiune, scrieți-ne, cu mare drag o să ținem cont de dorința voastră. Sigur, vorbesc de artiștii care poate n-au fost încă la noi, n-au avut nicio apariție, au un meniu special pe care vor să-l aducă publicului. Dar tu ai vis pe cine vrea să vezi la Cratiță acolo? Ai, Jennifer Lopez. Hai, dragă, mai cu picioarele pe pământ, okay. Așa, mai de pe aici. Mai... Cine? Prietena mea, Loredana Groza. Ok. Da, asta, știi că ei mai dau concerte aici în Moldova, da, 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 și ar fi foarte frumos să-i prindem în emisiunea noastră, pentru că și pentru public ar fi o chestie să interacționăm cu noi live, să interacționeze cu noi live pe Facebook, da. Și atunci să ar fi super. Să știi că nu mai avem mult timp și o să te rog să fim mai laconice. Tu vii acum din România, pentru că de la mare direct ai aterizat în studiouri am de televiziune la și nu București. Aici, da. În România. Da, am aterizat la București, am petrecut câteva zile frumoase acolo, am făcut plimbări în jurul lacului Herăstrău, am mers la câteva posturi de televiziune unde am povestit despre experiența mea în Spania. Vreau să spun că așa vacanță mi-am dorit de mult. M-a inspirat prietena mea care m-a invitat la ziua ei de naștere, n-am putut să refuz chiar dacă a fost atât de departe destinația, ne-am adunat atâtea persoane în jurul ei, i-am sărbătorit cei mai frumoși și 30 ani a ei pe care i-am plinit, vreau să o felicit cu această ocazie încă o dată. Hai să o felicităm și noi. Să-i spunem că o iubim foarte mult, da. Și a fost cu poze, cu video, deci am petrecut câteva zile a durat petrecerea sărbătoritei și astea sunt cele mai frumoase amintiri pe care le păstrăm cu noi de-a lungul vieții. Nu atât nisipul, briza, soarele, cât emoțiile pe care le trăim unii cu ceilalți. Și asta trăiesc eu practic în fiecare zi cu oamenii care îmi sunt dragi. Da, o baie goală, miezul nopții mare. Am făcut, da. Am văzut. Da, am făcut. Dar de ce să nu și fac? Cum a fost? A fost foarte plăcut. Recomanzi? Recomand. Băile nocturne, da. E altceva. Da, e altceva, e frumos, e romantic, e lună, e stele, e... Ai fost împreună cu soțul tău? Da, sigur. Ați început din nou să apăreți tot mai frecvent împreună, la un moment dat. La un moment dat putem iarăși să nu ne mai vedeți, adică la noi e o viață cu apariții vocalică și cu dispariții. Da, dacă se angajează cineva detectiv, poftim, puteți să fiți pe urmele noastre, dar o să vă treziți cu surprize. Important să nu dispăreți unul din viața celuilalt, dar de pe internet nu e nicio problemă. Tu știi cum e, viața este plină de surprize, n-ai de unde să știi. Niciodată nu am garantat și nu am dat cuvântul până la sfârșitul vieții. Până la da? Final că va fi cum vrea el sau va fi cum vreau eu. Așa încheiem. Mulțumesc tare mult, Diana. Să fie cum vrei tu. Mersi. Să fie cum vreau eu.
În această seară la ProTV revine show-ul Vocilor Ascunse Sub Măști, Masked Singer. De la ora 21:30 începe cel de-al doilea sezon al celui mai secretos show prezentat de Pavel Bartaș. Noul sezon Masked Singer România revine mai intens, mai imprevizibil, mai colorat și cu mai multe măști absolut spectaculoase. Începe Masked Singer România! Mihaela Rădulescu, Ina, Horia Brenciu și Alex Bogdan sunt deja pregătiți să descopere cine sunt vedetele care își ascund identitatea sub măștile impresionante. Cine ești, Malvinuțo? Cei patru detectivi vor căuta indicii, vor pune cap la cap informații și vor încerca să demaște cât mai multe vedete. Masca jos! Show-ul va fi prezentat de Pavel Bartoș în fiecare joi de la 21:30 la ProTV. Iar noi, în emisiunea de mâine, stăm de vorbă cu actrița și regizoarea Daniela Burlaca. Până atunci, o seară perfectă vă doresc. La revedere!